Bine v-am găsit la încă un nou episod din Smart Talk prezentat de WrestleBook. De data asta suntem în formulă de 3. Sunt alături de Majin Trunks, Mihai Bank, Daniel Miu Kirov. Ești alături de tine? Și Tibi, zici și Tibi Balint, el din păcate sau din fericire nu s-a ascuns după un nickname cum face Mihai, Majin Trunks. Bine ai venit pentru prima oară la Smart Talk. E bine, intrăm direct în pâine pentru că avem destule, de la accidentarea lui CM Punk, la predicții pentru TNA și multe alte știri destul de controversate, zic eu. N-am avut o săptămână prea ușoară. Și o să mai discutăm despre subiectul săptămânii și anume title reign-ul lui Punk. Dacă după ce s-a anunțat accidentarea oficial, el ar fi trebuit să piardă centura WWE și cum va afecta această accidentare title reign-ul lui în viitor. Intrăm direct în Raw și continuăm practic cum s-a terminat aproape SmackDown, nu? Potrivit. Kane și Daniel Bryan în arenă și cei din The Shield dintre fani. Da, ok, ce pot să spun eu despre asta? Poziția celor de Shield mi s-a părut una interesantă, așa că survolează și că se uită la ce se întâmplă show. Dar eu n-am înțeles de ce i-a atacat pe Kane și Daniel Bryan. Adică am spus săptămâna trecută că vreau să-i văd cum atacă și pe alți oameni, în afară de cei care au probleme cu CM Punk, să își întărească motivația de păstrarea corectitudinii, de onoare și altele. Ai fi surprins, dar știu de ce. Te rog, chiar te rog, dacă ai un motiv bun, chiar te rog. Da, așa, o și menționa chestia asta. Când ți-mi că au menționat ceva în legătură cu asta? Motivul pentru care au atacat pe Kane și Bryan. Dar ce n-au câștigat exact motivul? Nu mai știu. Cu Prime Time Players. Cine au luptat? Că am și uitat sănătate de... Prime Time Players. Ah. Nu mai știu care dintre de Prime Time Players l-a împins prima oară pe Daniel Bryan în Kane. Da. Și automat atunci a trebuit să facă teoretic tag. Ah. Corect? Dar Kane a căzut pe jos, iar Daniel Bryan a revenit și a făcut acel lor incorrect. Pin. Aha. Ok, ok. Ar fi o variantă cam trasă de păr, ok, bun, ar fi trasă de păr pentru multe motive. Știi de ce e cel mai trasă de păr? CM Punk. Stai puțin, te iei de ăștia din cauza de o greșeală care e clar că, hai să zicem, poate sau nu poate fi luată în considerare și mai degrabă e greșeala arbitrului, dar nu te iei de ăla care efectiv și-a păstrat titlul din cauza unui arbitru care a trișat? Ha? Da, dar poate cred că au făcut intenționat, pardon. Poftim? Poate The Shield cred că Daniel Bryan și Kane au făcut intenționat acel... Bun, poate și CM Punk a făcut intenționat acel. Da, nu știu. Again, este o motivație foarte slabă și este tipic WWE-ului de a o da în bară când au ceva bun. Deci nu n-am înțeles de ce Kane și Daniel Bryan, din păcate vedem cum atacă iar numai face și motivația lor mi se pare extrem de slabă, ceea ce este foarte păcat, pentru că revin la ce făcea CM Punk. CM Punk până la segmentul cu detectorul de minciuni și chiar și să zicem și după, era chestia asta că CM Punk chiar nu prea a făcut nimic greșit. Deci nu prea a trișat deloc, nu prea a făcut nimic greșit și totuși era huiduit. Era foarte mișto această antiteză, că tipul chiar nu a greșit cu nimica și este huiduit în ultimul hal. Preferam să văd același lucru din partea celor de Shield. Să nu greșească cu nimica, să aibă motivație bună, să nu poți să o contrazici, dar totuși să fie huiduiți. Preferam chestia asta, dar din păcate nu avem chestia asta. Avem ei fiind heel-ul tipic. Da, în continuare, cei din WWE sunt datori să ne explice exact motivația celor de la The Shield. Cum ai zis tu, mie unul mi-a plăcut modul cum au stat și înaintau ușorul câte puțin către arenă pentru a mări suspansul. Și apoi s-a întâmplat inevitabilul și anume că au început să sară și să-i bată. Da, veni și, da.
Oricum, trecem mai departe și avem acel segment prostesc între John Cena și Sheamus și văzându-i pe amândoi și cum trec fie, cum amândoi sunt destul de, cum vine vorba de gimmick, se aseamănă foarte mult și anume, John Cena are segmente în care este funny, dar în același timp are segmente în care este doar business. La fel este și Sheamus. Ah, nu, segmentul dintre ei doi a fost de-a dreptul hilar. Da, când Sheamus a început să vorbească tip. Și nu mai putea opri nimeni. Chiar i-a și spus Cena că n-a înțeles un lucru din ceea ce a spus. Eu n-am înțeles. Mă, vă întreb amândoi, vouă v-a plăcut segmentul ăla? Mi s-a părut amuzant. Mi s-a părut amuzant? Nu și-a dat locul prea mult acolo. Stau să mă gândesc la, nu știu, la segment, nu știu ce au vrut să facă, au vrut să reproducă segmentele în care era The Rock funny acum mulți ani sau alții de, din Attitude era și aveai segmente de genul ăsta backstage, nu știu, hai să dau un exemplu, DX în ultimii ani, sau The dar Rock n-au reușit nimic, adică a fost penibil, a fost penibil segmentul. Când, nu știu dacă știți faza când a venit să facă o poză cu genul, da. Hulk Hogan pentru fiul acestuia. Hai, cum să nu știu asta? Da, Razor Ramon, da, Chico. Cum să nu știu asta? Da. A trecut camera aia prin fundurile tuturor. Bun. Deci, revenind la Rod, n-am înțeles segmentul. Care a fost ideea? Uite pe aia, doi buni din companie și ce haioși sunt unul lângă celălalt. Nu sunt haioși, nu! Au încercat pentru a mie oară să arate că cei doi se pot distra și pot fi haioși, dar în ceași timp, când vine vorba de business, sunt acolo. Da. Am mai văzut chestia asta, chiar nu mă mai interesează. Am un, cel puțin Sheamus, după părerea mea, o să fac un curând și un articol cu top 10 dezamăgiri, în opinia mea, în 2012, dar Sheamus, dacă după atâta push, atât cât a fost el acolo, în față, în SmackDown, nu a reușit să se facă... Over, mulțumim, iar de John Cena n-ai ce să mai zici că e John Cena, este... Marea chestie pe care trebuie să o iei în considerare cu Sheamus este că Sheamus este over. Este pap foarte over, la fel ca John Cena. Este over cu o anumită categorie, categoria proastă, cu care nu trebuie să faci ce zică ea, pentru că îți vor îngropa compania. Nu mi se pare chiar atât de over. E foarte over. Tu. Nu. Dar de fapt are pop când e vorba de intrare, nu de foarte multe ori. Ne aducem aminte când erau meciurile lui că tot publicul era mort. Cât? Asta că Sheamus nu, măcar Sheamus poate fi cărat mai bine ca Cena. Mă rog, hai că trecem mai departe, chiar nu. Da, nu, chiar nu merită să vorbim foarte mult. Tamina Snuka vs AJ Lee și tăteam și mă gândeam de ce au făcut chestia asta, dar până la urmă, mai târziu ai scris tu, Mihai, un articol și din cauza relației între John Cena și una dintre gemene Bella, i-au preferat să... Da, sau să-l amâne sau să facă meciul ăsta Tamina Snuka vs AJ Lee. Să-i țină separați pe cei doi, măcar o perioadă. Să-i țină separați. În momentul ăsta chiar nu dau doi bani pe niciunul din meciul ăsta. Nu știu, pe mine mă amuză chestia asta când fac decizia lor cu Nikki Bella. Adică, mă, suntem... Cred că și ei realizează că toată lumea știe ce e wrestling-ul. Ei de multe ori o dau în bară cu niște segmente exagerate, nu știu, comice sau exagerate idiote. Și toată lumea știe, mă nene, e fake, e storyline. Care-i problema? Deci care este problema ca John Cena să aibă o relație la TV cu AJ Lee și în viața reală cu Nikki Bella? E echivalentul să zici, nu știu, oh my god, Robert De Niro s-a pupat cu aia în nu știu ce film când el de fapt e căsătorit. Da, așa, e chiar un pic actor din partea lor. Bine, pe de altă parte, există și reversul medaliei și na, fac și pe avocatul diavolului, mă uitam pe pagina noastră de Facebook și cred că primul comentariu la această și la una din știrile cu AJ și John Cena, mi se pare că atunci, la fix la aia cu John Cena și Nikki Bella, că unul din primele comentarii era, dar John Cena nu e cu AJ? Well, da, bine, dacă vrei să păstrezi aparențele pentru genul ăsta de om, repet, o să-ți baci compania în faliment la un anumit punct. Decizia lor.
departe. CM Punk, avem apoi segmentul cu CM Punk și Paul Heyman. Mi s-a părut pur și simplu genial promo-ul lui Punk. Nu, ăla sunt cel mai bun segmentul din vreo. Da, deci cap-coada a fost exact ce trebuie. Ok, ce părere, ce părere aveți despre The Miz Face? Mi se pare interesant. Poftim? Nu poftim că îți dau cu monitorul în cap, Doamne Dumnezeule. Tu vorbești serios în momentul în care a făcut comentariul ăla de pantofi? Când Punk a luat la miștoși... Momentul ăla. Poftim? Când a făcut Punk comentariul de pantofi și ăla s-a lăudat că e altă firmă, Doamne, m-a făcut să scrâșnă jâniță. Doamne, ok, să zicem că ținem de gustul, dar mi s-a părut atât de pueril. Oh, Doamne, Punk îl ia la mișto că el, că de Miz îi pasă mult mai mult de imagine decât de wrestling. Și ce zice Miz? Da, de fapt, uite, vezi, îmi pasă chiar mai mult decât crezi tu. Doamne, deci, săracul de tine, ieși din ring că te faci de râs. Și asta s-a văzut în ratinguri. Punk și Heyman încep să câștige telespectatori, vine Miz, pierd cu jumătate de milion. Deci, este mediocru omul, este sub orice critică. Promo a fost groaznic din partea lui. Părerea ta. Mie mi s-a părut că Miz n-avea nicio treabă. Nu mai spune. Chiar nu există istorie între cei doi aproape. Și fiind atât de devreme după un face turn, nu mi se pare în regulă ca fix de mi să fie cel care vorbește despre ce este bine și ce este rău. Mă rog, apoi toată fața mai departe, ai cam zis tu, cam ce era de zis. Avem apoi John Cena cu Sheamus vs. Dolph Ziggler și Big Show. Și... nu știu ce poți să zici despre meciul ăsta. Ce poți spune despre meciul ăsta decât, iarăși, a fost o tentativă de a-l ține pe Cena departe de AJ și de a încerca să creeze conflict mult mai mare între el și Ziggler. Meciul nu. Deci chiar nici nu cred că și Ziggler nu poate să care trei oameni. Chiar și conflictul ăsta a pornit de la fost... John Cena și AJ vs. Vicky și Ziggler. Și practic, Vicky și AJ i-au băgat pe ăștia doi într-un mini feud, să zicem. Deci storyline-ul ăsta. Da, în mare cam așa e și... da, în mare cam așa e. Până la urma urmei, marele conflict nu era între Ziggler și Cena. Da, ei erau pe acolo, dar conflictul era între AJ, Cena și Vicky. Și Ziggler era doar acolo. Aceasta și... asta vreau să mă deranjează și la decizia lor, că făcând această separare și luând, iarăși, luând tot ce e la televizor ca storyline, când o să revină la storyline, o să mă facă să mă întreb de stai puțin, ce s-a întâmplat acum două săptămâni când s-au certat cu toții și nu mai vreau să aibă de-a face unul cu celălalt. A fost un segment în care Ziggler a lăsat cumva să se înțeleagă că a cam terminat-o cu Vicky, să vedem pentru cât timp. Da, exact cum ai spus, va fi foarte ciudat să vedem peste 3 săptămâni cum revine. Da, na. Adevărul e că acest feud între John Cena și Ziggy și Ziggler nu înseamnă nimic dacă nu se mai specifică motivul, și anume AJ și Vicky Guerrero, pentru că ei par doi bodyguards care nu fac altceva decât să se bată pentru că șefii lor au avut o discuție verbală. În mare parte așa mi se pare mie. Ce storyline-ul, hai să fim serioși, de câte ori n-a fost comparat cu ăla din TNA, cu Claire Lynch și alte portere. Da, e un storyline slab, dar... cât timp ce-o ține departe de titlu, huzzah! Intră preferatul lui Mihai, și anume Damien Sandow, pentru a ține un promo și pot să zic că mi s-a părut genial cum s-a luat de public și n-a fost cheap hitul ăla prost care se ia neapărat de oraș. Da, corect, și în același timp vreau să spun că se și vede că nu e, nu face asta de foarte mult timp. A mai gafat pe aici, pe acolo. Nu pot să dau exemple clare, pentru că promo a fost o săptămână și parcă trebuie să am textul pe hârtie. Dar se simte că încă mai
scapă. Dar iarăși se, îmi place că tipul și se de dezvoltă, asta, crește și devine mi se din ce în pare ce mai destul bun. De bună. Că până să găsească persoana care trece prin foarte mulți ignoramus. Da. Unuia chiar i-a spus cum te-a lăsat să intri în arenă. De acord cu asta. Da. Tipul haios, n-am ce spune de asta. Singura mea grijă este, evident, pe cine o să pună ca asistentului. Ca... Chiar nu-mi dau seama pe cine ar putea să pună și mi-e frică să nu facă din toată chestia asta o chestie umoristică. El tot să zică cine răspunde corect la trei întrebări, cine răspunde corect la trei întrebări, să se pună față în față cu Hornswoggle și să-i răspundă corect Hornswoggle așa la trei întrebări. Așa la și să avem storyline. Mi-e frică ca pe urmă. Mi-e frică ca pe urmă să nu-i pună Hornswoggle trei întrebări și să nu știe să răspundă. Chiar nu cred că sunt atât de tembel să facă porcăria asta, dar repet, îi cred în stare să fac această o împerechiere de doi oameni foarte neașteptată și să zică uite-te la ei, sunt doi oameni care nu se potrivesc și să aveți segmente haioase. Ce frumos la, la fel ca Ken și Daniel Bryan. Au lansat un fel de campanie, să zic așa, să-i dă ca fanii să îi pună o întrebare pe taut lui Sandow la care să-l blocheze oare. Dar probabil sunt 1000 de întrebări pe care să blochezi. Nimeni nu le știe pe toate. Dar înainte să răspunzi, te uiți pe Wikipedia. E stupid. E stupid asta și iarăși e făcut pentru un anumit gen de om care nu gândește mai mult de 2 metri. Deci, hai să trecem mai departe. Santino Mare, mă rog, apoi nu e înalt decât Santino Mare la ce treabă are. Shut up in your face. Da, deci ce treabă are Santino Mare la el este. N-are un gimmick de goofy, de... N-are pe mine mă amuză, pe mine mă amuză această antiteză în Santino Mare la câte fiecare dată când e folosit foarte, când e folosit ok, are un pop foarte bun și pot spune că ne amuză și pe noi și că suntem de partea lui. Dar când are segmente de genul ăsta este groaznic de penibil. Pentru că ei nu-și dau seama că un Santino Mare nu poate fi băgat în... ceva care pare foarte serios ca Damian Sandow, care nu zâmbește de prea multe ori, este mereu serios, este doar business, în timp ce Santino Marella este total diferit. Revin la antiteza de care spuneam mai devreme și pe care eu o consider haioasă. Și eu o consider haioasă, dar deja avem asta la, în WWE. Avem Kane și Daniel Bryan. Nu vreau să văd același lucru, deci nu vreau să văd același lucru în aceeași emisiune de multiple ori, doar în diferite situații. Sin Cara al de Rio. Avem apoi, mă rog, avem segmentul de care zicea TB, Dolph Ziggler și Vicky Guerrero, care el se plânge de Big Show. Și apoi cu Brad Maddox, deci... N-am să Da, cred că mai degrabă este, mai degrabă e faza cu Brad Maddox. Doamne, penibil a fost tipul și n-am înțeles de ce s-a întors. Adică n-ai contract cu companie? De ce ai primit un match? Revin la ce a spus mai devreme Sandow, cine te-a lăsat în clădire? Pot zice că mie îmi place ideea ca Brad Maddox. Mă rog, sunt anumite lucruri care îmi plac la el și ce, că seamănă cu reggae cam sau ce? Ia să mi s-a părut prima dată că l-am văzut cu părul ăla dat de spate. Da, seamănă un pic și cu reggae cam, dar nu e chiar asta. E faza că este mereu urmărit Carson, de către se pare un că i-au cameraman. Comenta Michael Cole ceva. Da, nu știu, what's his face. Dar în același modul în care se preface că e goofy și încearcă să-și ia hit și, mă rog, o reacție, nu este chiar atât de rău, dar în același timp parcă e un seamănă cu Austin Powers din TNA. Toată chestia asta. Nu, e mult mai ok. E mult mai ok, deci acel om la fel, cam acel, un pic cam la fel a fost și drumul lui Austin Powers până să semneze contractul cu TNA. La început i s-a oferit o șansă, a dat-o în bară și apoi a început să apară mereu. Să provoace, mă rog, să apară mereu. Cred că la un moment dat o să avem iară o șansă pentru Brad Maddox. Și avem un articol despre chestia asta, cum că prin 2013 sau ceva în genul ăsta, dar nu mai țin exact în ce perioada anului o să semneze până la urmă un contract oficial, ca să zicem așa, la TV și depinde, mă rog, rămâne de văzut în ce storyline o să-l bage cu semnătura asta.
Mă rog, trebuie să vedem. Până la urmă sunt recunoscut că o dau în bară. Avem că tot insista Mihai Sting care a vărsit Alberto Del Rio. Mi se pare că n-are treabă. Asta pentru că... Da, pentru că Rey Mysterio este accidentat. Da, iar... Come on. Gata, exact. Da. Respectul care, respect pentru carieră, gata. Deci, e, nu știu, e poate amuzant să vezi un om care pur și simplu încearcă să rănește. Nu, mă, te rănești singur, îți distrugi. Efectiv, îți distrugi sănătatea. Da, mai târziu, când o să ai îmbătrânești, să mergi într-un scaun cu rotine, gata, oprește-te. E faza că, și din cauza faptului că el se accidentează destul de ușor, ăștia din echipa de creație nu se pot baza pe el să facă un storyline de lungă durată, pentru că teoretic tot storyline-ul ăsta era cu Sin Cara să crească, la un moment dat poate să câștige centura pe echipe și apoi unul dintre ei să aibă un heel turn și să lupte la WrestleMania. Dar din moment ce ăsta se accidentează o dată la 3 luni, evident că și planul pentru Sin Cara și planul pentru mai departe ca... cei doi să genereze un venit la WrestleMania se duce. Cum a zis și Mihai, mulțumim. Se accidentează odată la 3 luni și stă 6 pe bară de obicei. Sau chiar mai mult. Oricum, mi se pare că îl păstrează cei din WWE pe Rey Mysterio pentru că vinde bine, nu știu ce să spun, la public. Mai ales copiii mici când îl văd și pe Rey mic și interacționează foarte mult. De exemplu, nu cred că l-am văzut vreodată pe Rey Mysterio heel. Sau nu urmăresc eu de destul timp. Nu cred că a fost. Nu cred că a fost. Sau în WCW, da. Nu. Iarăși nu cred. Nu știu, mă rog. Oricum, da, el vinde în continuare măști și eu știu ce alte jucării. Avem apoi acest match între Sin Cara și Alberto Del Rio. Și Alberto Del Rio... Reluăm aceeași poveste, nu mai vreau. Dacă vreți să ascultați pe aia, nu asta este Alberto Del Rio, uitați-vă la episodul de săptămâna trecută. Că vorbim același lucru despre el. Ce mai poți face cu el în momentul ăsta? N-a câștigat niciun match cu importanță mare. Poți să se ducă în mai interesează. Cu toată vulva care a fost în jurul lui când a ajuns prima dată în companie. A câștigat Royal Rumble, a câștigat titlul WWE de două ori. Eu revin la ce am spus atunci, la ce am spus la acel Royal Rumble, poftim, mult prea devreme. Deci a fost băgat pe gât, n-a avut timp să se dezvolte, n-a avut timp să înțeleagă ce e nevoie ca să fie main event, așa că el a stagnat pe ideea, asta merge. S-ar putea să fie e surpriză, la nu! Să câștige Ryback, deci nu ar mira pe nimeni. Cine știe? Ok, avem apoi segmentul cu Vince McMahon și Vicky Guerrero. Ca de obicei, când Vince ajunge la TV, toată lumea dă să uite la Le place personalitatea lui, nu știu, în adică timp este un Vince McMahon heel în perioada asta n-ar face nimic, n-ar ajuta cu nimic. A fost în 2008 heel și ajunge. Atunci când a fost faza cu Umaga și Shane McMahon împotriva lui Bobby Lashley. Când Lashley era campion în CW. Da, și era Donald Trump. Parcă a fost acolo un pic tweener, să zic. Donald Trump făcea tot ce vreau fanii și se încerca să se opună. Deci nu știu, nu mi se pare chiar foarte hi la faza cu Donald Trump. Depinde cum o vezi. Hai să revenim la ăsta și... Avem segmentul între Vince McMahon și Vicky Guerrero și, mă rog, modul în care au făcut match-ul pentru, de fapt, de la TLC între John Cena și Ziggler este cam a doua oară când Vince ajunge și o ironizează și o face mișto de Vicky Guerrero. Până la urmă, dacă ea este atât de proastă pe cât lași tu să arate, deci ai mai pus-o în acea funcție în care nimeni nu știe de fapt ce se ocupă? Da, evident, și până la urmă a mai fost manager general și a fost concediată pentru că nu era adecvată în poziția deci respectivă. Dau niște chestii absolut aiurea cei din WWE și chiar și storyline-urile lor sunt unele care seamănă foarte mult cu TNA. Deci
TNA-ul ia de la WWE, de exemplu, au luat pasta cu rețelele sociale și cu afișatul Twitter-ului fiecărui om atunci când intră. Și mi se pare că The Shield seamănă foarte mult cu Aces and Eights, deci... Dacă stai să o duci așa până în urmă, Aces and Eights seamănă foarte mult cu NWO, D-Generation X, Nation of Domination... Mă refer exact la momentul actual în care au două storyline-uri, deci fiecare companie câte unul, și care tratează același lucru, deci tot așa apar la de adevăr, și, sunt nu destul de moment, apropiate. La moment la care nu se așteaptă nimeni și n-am văzut până acum să atace wrestler heel nici cei din Aces and Eights. Sau nu m-am uitat de destul la Impact. Nu, acolo nu dai seama cine e heel și cine e face. Da, hai să revenim că ne-am dus destul de departe. Bun, și se face meciul între John Cena vs Dolph Ziggler, iar ca stipulație este servieta câștigată de Ziggler la Money in the Bank. Bun, variantele sunt John Cena câștigă și apoi va câștiga, bun, va lupta pentru o șansă la centura World Heavyweight sau stai puțin, sau WWE va forța cumva și o să-l pună direct pentru centura WWE. Mă aștept, nu aș fi foarte surprins să forțeze toată chestia asta. Iar a doua variantă, Ziggler la fel pierde centura, dar apoi zice și câștigă Royal Rumble. Sau a treia variantă, Ziggler câștigă, dar trebuie să-și facă neapărat cash și nu, după mine cel puțin la TLC. Mie unul așa mi se pare că ne-am cam săturat cu Big Show, Sheamus. Cât timp nu există mic time între cei doi, cât timp nu vorbesc la microfon, meciurilor par ok, par destul de fizice, te ține oarecum interesat, dar când încerci să vorbească, no fucking way. Deci, mă, comentați și voi cele trei ce variante. Ce pot să spun despre... Trebuie să vă carp amândoi. Ce trebuie să spun? Eu, cum am spus, deci mi-e frică în momentul ăsta să nu cumva să ia Cena servieta. Mi s-ar părea cea mai proastă decizie și ar fi, nu știu, cred că ar fi momentul în care eu cel puțin l-aș abandona pe Ziggler. Deci nu aș mai vedea ca omul ăsta să ajungă main event cum vrem noi vreodată. Am mai citit chestia asta și am mai auzit-o și mi s-a părut o părere foarte relevantă. Mă, nene, Ziggler încearcă să fure spectacolul și reușește să fure spectacolul de ani de zile. Mă, dar când o să fii tu spectacolul? Deci când o să fii tu ăla care face spectacolul, care este în main event, ăla headlinerul? Că prea furi tu spectacolul, prea ești la care trebuie să fure spectacolul. E underdog la 33 de ani, care din câte îmi aduc aminte cu 2 ani mai mic ca Cena. Pare el tânăr, dar nu e. Nu o să fie următoarea față a companiei, asta e clar. Mă, deci nu mă aștept la următoarea față a companiei, dar mă aștept să crească și sincer mă aștept să fie un main event legitim. Eu mă aștept să ajungă măcar la nivelul lui Punk. Poate reuși, eu zic că poate chestia asta și pe asta, nu vreau să pierd această centură, pentru că build-up-ul lui până acum cu ea, la această centură, această servietă, a fost foarte bună. Orice altă variantă, eu nu vreau să mă gândesc la ea. Deci nu vreau să mă gândesc la ea. John Cena în momentul ăsta nu are ce face. Deci să-și continue storyline-ul cu AJ. Nu vreau să-l văd lângă titlu, pentru că nu pare ce căuta acolo. Este, cum ai spus, este mai, și pe de altă parte mai este și un star care nu are nevoie de centură și poate WWE măcar cel puțin să-și facă niște meciuri pentru pay-per-view-uri care vând și n-au legătură cu titlul. Deci poți să ai John Cena vs. Xulescu în așa fel încât să ai un storyline care vinde și să ai un meci pentru centura WWE. Și uite, ciudat, pe card ai două meciuri care strânesc interesul fanilor decât unul singur. Și de asta eu sincer nu vreau să mă gândesc la orice altă variantă care John Cena și-ar lua acea servire. Da, cam același lucru gândesc și eu, deci nu am ce să completez în mare parte. Totuși, Ziggler, chiar vorba voastră, e un underdog acum și având în vedere că a pornit ca majoretă... Chestia cu majoreta e relevantă, toată lumea a avut gimmick ciudat la început, dar ideea e că... Ideea e... Toți au avut gimmicks. Da, Ringmaster,
Stunning Steve Austin WCW. Deci, Hunter Helms Hensley, Triple H ca cel, am uitat cum să... Hunter Helms Hensley, da, The Rock ca Rocky Maivia, tot. Deci toți au fost... nu tocmai și mai reușit gimmick la început. Ideea este, vreau să-l văd ca main eventer, nu ca underdog. Și eu zic că poate. Oricum, hai să trecem și noi mai departe. Nu? Da, cel puțin eu nu o să mai vorbesc la subiectul săptămânii și despre această coincidență între a pune o stipulație foarte importantă și faptul că mai târziu au anunțat că nu o să mai lupte CM Punk la pay-per-view. Avem Brian Maddox vs. Randy Orton, câștigător Randy Orton, și este a doua șansă pentru Brian Maddox. Asta o să fie ceva să Joe ia contract, dar n-a reușit. Deci fac pariu. Deci n-are cum să... Uite, vezi ce se întâmplă, vezi ce se întâmplă, Kirov, când tu zici Austin Powers. Vezi? Da, nu știe. Da, la el mă referam și eu, Tibi, doar că am zis Austin Powers. Austin Powers este pentru noi, este acel Joey Ryan care, na, e, cum a zis, este exact același storyline. Ok, avem mai departe, mă rog, Sinar ne readuce aminte că este primul prost care a pierdut, care nu a reușit să câștige centura după ce a câștigat servieta. La fel cum e faza cu Five Moves of Doom. Nu aduce aminte propriile tale eșecuri, le știm. Bă, culmea, le știm și pare pe care nu vrei să le cunoști. Mă rog, și apoi incredibil, de adevărat, Teddy Long intră în ring. De ce? Ce mai este relevant acest omuleț? Ce funcție ocupă el acum în cabinetul lui Booker? Hai mă, dar totuși nu-ți dai seama ce a făcut? Deci cum să nu realizezi? Da, a făcut un tag. Deci, explozie în univers! Da, ne-a surprins pe toți. Dar vreau să zic că acest Fatal 4-ul a fost... Da, my god, eu ziceam, oh, nu, Dani s-ar putea să aibă dreptate dacă ia titlul intercontinental. O să se laude luni de zile. După aia m-am calmat când am văzut că cel care va pune titlul la bătaie e Antonio Cesaro. Încă nu s-a terminat anul. Dar, hai, give credit where credit is due, n-am ce zice. Ce mișto ar fi fost. Și ce proști au fost că n-au profitat de situație. Da, na. Chiar că, mai ales că această schimbare s-ar potrivi genial cu gimmick-ul lui Antonio Cesaro. Asta e cel mai important. Lăsăm la o parte ca Davalo acei porcării. Da. Oricum, avem... deci unul mie personal mi s-a părut foarte tare. Mai departe, acum să vedem ce vor face cu toată... tot acest, mă rog, mini storyline. Și încă ceva, Antonio Cesaro, chiar că de obicei nu pun accent pe forță. Mi se pare cam cel mai puternic om pound pe pound, să zicem. Da. Mhm. Oricum. Avem apoi Miz TV. Ok, hai, vreau părere despre segmentul ăsta, că eu scrâșlit din dinți constant, mai ales din cauza că nu eu știu cum să iau un test de minciuni și... Bine, tu, eu unul de exemplu nu știam, așa că... Hai să zic altfel, a luat prost. Deci acea bază de care vorbeam Miz la început, that baseline care trebuia să o stabilească, e bine, nu se stabilește așa, idioții naibii. Se stabilește punând întrebări ca la care știi că răspunsele sunt false sau adevărate și omul răspunde cu da la toate. Îl întreb, te cheamă CM Punk? Da. Ai păr roz? Da. Pentru a observa diferența între răspunsurile reale și răspunsurile false, pentru că răspunsurile și această diferență diferă de la persoană la persoană. Faptul că îi punea niște întrebări care trebuie să-l pună într-o situație tensionată era absolut ridicol. Segmentul a fost absolut ridicol. A fost penibil și felicitări că reușiți să faceți oamenii care nu cunosc cum se ia un test de minciuni, să-i faceți să fie proști. Adică eu sincer în locul tău, Dani, m-aș simți așa puțin jignit. Adică dă-i dracu, chiar atât de nesimțit sunt încât să-mi ofere un test științific fals? Chiar atât de măgar sunt? Mă aștept că e TV. Mă, e TV, e TV.
Eu nu stau să cred ce se întâmplă la TV și a, dacă ăla a făcut asta, poate chiar păi nu, dar până la urma urmei, până la urma urmei, hai să-ți dau un exemplu. Eu sufăr de gastrită cronică. Asta înseamnă o hiperacilitate în stomac. Și m-am bătut cu chestia asta cu tot felul de medicamente și n-am ce face, nu trece. Am descoperit de unde știu cea mai bună soluție pentru mine în momentul ăsta. Dintr-un film de desene animate. Un film de desene animate, când eram mic, spunea foarte, era un film cu dragoni și un om de știință și vorbea cu un vrăjitor și vrăjitorul spune nu pot să beau cidru că am, mă doare stomacul, am încercat vrăji și poțiuni și n-am mers niciodată. După cum le descrii, pare un ulcer, încearcă lapte. Și asta a zis și bă nene, eu beau lapte și n-am nicio problemă. Răspunsul este foarte simplu, laptele ca lichid este o bază și când îl bei neutralizează acidul din stomac. Deci o chestie foarte mișto. Și iarăși, tu oferi, tu vrei ca o companie să oferi la televizor un test științific pentru a face o chestie interesantă. Să zicem că pe tine, care nu știai cum funcționează un test de detector de minciuni, te-au prins. Da, dar din păcate în arenă, zic că poate mai erau 100 de inși care știau. Și îi vedeai făcând porcăria asta. Și dacă îl întreabă, bă, de ce faci porcărie? Pentru că nu așa să iau un test. Pentru că ceea ce vedem noi acum la televizor este o minciună. Și efectiv, se descreditează singuri. Înțeleg că vrei să folosești un test de minciuni, dar era atât de greu încât să faci pe ecranul ce ai difuzat pe Titantron, să faci toată porcăria aia de dinainte, să faci un video cu porcărie și efectiv să falsifici testul în adevăratul sens al cuvântului, decât să-mi dai mie porcăria aia care m-a făcut să înjur în ultimul hal. Adică, nu știu, un pic de respect față de știința care, pe care o folosești, un pic de respect față de fanii pe care ai, să încerci să-i minți mai frumos, nu poți? A fost groaznic segmentul. Mie mi s-a părut că tot segmentul, cel puțin ce a apărat pe Titantron, da, ca nivelul de, nu știu, de emoții, da, nu știu cum cât de repede bate inima, a fost înregistrat. Bă, nu știu dacă a fost înregistrat, dar a fost și penibil. Până la urma urmei, o minciună nu este o... nu zboară ca naiba. Hai să revenim puțin, că te-ai dus prea departe de la ceva basic. Eu zic că nu. Ai over analysis. Eu zic că nu. Care e over analysis? Mă nene, așa se face un test de detector, un test cu detectorul de minciuni? Nu. Deci nu este over analysis. E atât de simplu. Așa se face? Nu. Bun, hai să vorbim despre intervenția celor de la The Shield și aș vrea să, nu știu, de ce Randy Orton n-a fost acolo? Pentru că el înainte fusese atacat de către The Shield. De ce? Că tot am vorbit, n-am apucat să vorbim despre asta. De ce The Shield l-a atacat pe Randy Orton? Dracu știe. Deci am stat de multe întrebări momentan și nu au chestiile astea. Au făcut prost, nu motivează. Asta o motivă, mi se pare, într-un video la SmackDown. De ce l-au atacat pe Randy Orton? Pentru că ei îl văd pe Brad Maddox ca un rising star. Și Orton învidându-l pe Maddox, pur și simplu i-a distrus șansele. Au și menționat, i-a la a doua oară când vrea să obțină un contract și de nu l-a lăsat Orton de data asta. Deci... Cum adică? What? Ok, nu, dar asta nu. Asta este o mizerie. Cum adică nu-l lasă? Vrei să obții contractul, trebuie să-l bați pe ăla. Nu poți, nu obții contractul! Da, adică e pe ideea, mă, trebuie să-ți-l contra. Da, stupid. E absolut o mizerie. Și iarăși, păcate The Shield, cât de mult mi-a plăcut acest segment de început și îi folosesc în ultimul hal. Mi se pare că lasă, de fapt sunt prea multe întrebări. Unde de fapt ar fi trebuit să completeze WWE și ar fi trebuit să ne lase cu multe întrebări, intenționat nu așa. Nu știu dacă ați înțeles exact ce am vrut să zic. Noi ne punem prea multe întrebări, dar asta pentru că ei n-au reușit să acopere cu întrebări și să explice fiecare acțiune. Vezi cum a fost nu, Randy explică. Orton și de ce pe urmă n-a venit Randy explică. Orton. Explică. Da, dar explicațiile sunt proaste până la urmă. Asta era motivul și mai bun. Și apoi Ryback îl atacă pe Punk. Bun, nici în 1000 de ani după acest atac Punk n-ar fi trebuit să fie accidentat la genunchi. Nu, da, deci n-am văzut nici o să fie lovit la genunchi. Și-a luat shock-ul și apoi l-a trecut cu un powerbomb printr-o masă. Cum poți să te accidentezi la genunchi din așa ceva?
Ma, iarăși, orice se poate, să ne aducem aminte sin așa rupt pectoralul de pe, de pe umăr după un hip toss, deci. Da, sau la fel mi se pare că a fost un RKO de-a lui Orton pe masa comentatorilor de... și a căzut. Deci, oricum, hai să nu discutăm accidentarea până la subiectul săptămânii, mi se pare mai corect. Antena okay. Monday Night Raw? Bun, noi luăm și noi o mică pauză că am vorbit de Raw mai mult ca niciodată și revenim imediat cu partea a doua unde avem SmackDown, Impact și altele.